Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că mesajele private ale soțului de pe site-urile de întâlniri pot fi probe în instanță în probele de divorț sau de încredințare a minorilor. Această decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului practic a validat hotărârile deja pronunțate de judecătorii naționali. În practica atât recentă cât și mai veche a judecătorilor români, aceste probe erau folosite în special în procesele de divorț sau în procesele de stabilire a custodiei copilului. Soluția a pornit de la situația unui cuplu care trăia între Spania și Portugalia. După ce soția a obținut custodia copiilor în Spania, soțul s-a adresat instanțelor portugheze, aducând dovezi că partenera sa trimitea mesaje pe site-urile matrimoniale încă din timpul căsătoriei. Judecătorii au considerat că admiterea ca probe a mesajelor nu prejudiciază părțile dacă este vorba despre procese cu ușile închise. Și dacă ți se pare de neconceput, află că instanțele din România acceptă mesajele private ca dovada infidelității partenerilor. Specialiștii în GDPR sunt însă de altă părere. Poate fi aplicată și în România, atât timp că vorbim de ședințele din Camera de Consiliu, când vorbim despre expunerea în ședințele de judecată publice a mesajelor din corespondență, ele intră sub secretul corespondenței și cred că este foarte greu să demonstrez că nu se încalcă dreptul la viață privată.